O tânără fără minime cunoștințe cerute la locul de muncă a fost angajată într-o funcție cheie. Aceasta este unul dintre cei mai proaspeți angajați ai administrației bazinale de apă Prut-Bârlad pe un post de inginer. O spătăriță a fost angajată să prevină inundațiile. O tânără a fost recrutată într-o funcție de inginer la Apele Române, fără minime cunoștințe cerute de locul de muncă. Este un post pe care l-a ocupat fără concurs. Dacă va vorbi de poftim, de azot, de azotiț, azotați, ați ști? Chiar dacă am făcut facultatea de chimie, nu am făcut... Nu v-ați axat, spuneți cumva. Nu v-am axat pe, da, elemente chimice. Pe... Deci azotați, azotiți, sulfat, știți formula chimică? Nu. Fosfor, știți cum se prescurtează fosforul? Nu ați să vedeți niște indicatori. Nu știți, nu? Da. Directorul tehnic al administrației bazinale de apă Prut, Bârlad, spune că a decis să vorbească după ce șeful său direct, Petru Avram, care este și consilier județean PNL, l-ar fi obligat să angajeze la dispeceratul Departamentului de Apărare împotriva inundațiilor o tânără fără pregătire în domeniu. Angajat de 25 de ani în instituție, bărbatul care este și inginer tehnic a încercat să explice șefului său că tânăra este departe de a fi candidatul ideal.